Bună ziua! Astăzi facem orzici. Ia uitați ce am eu aici, orzici culese, curățate și acum le voi spăla. Am să vă arăt cum le curăț eu, vedeți, orzica. Deci o luăm, deci dacă le culegeți voi sau le cumpărați, luăm orzica și o bateți așa puțin să iasă tot, vă uitați să nu aibă păr, să nu aibă alte fir cu fir, vedeți? Fir cu fir am făcut aici și am pus o oală cu apă pe foc. Acum o spălăm în câteva ape, o clătim bine, bine, bine și apoi o punem în apă cu sare, cu puțină sare. Aici avem o oală cu apă. Punem un praf de sare și acum luăm și punem urzicile noastre în apă. Aici avem cam un kilogram de urzici. Așa, și încet, încet le punem în ulița noastră. Și acum vom pune totul pe foc și le lăsăm la fiert până sunt gata. Apăsăm așa cu o lingură. Și acum punem totul pe foc. Am fiert urzicile, le-am scurs, vedeți? Și acum vom avea nevoie de următoarele ingrediente ca să terminăm urzicile noastre. De un cățel de usturoi, două linguri cu vârf de făină albă, ulei, două bucățele de unt. Acum fiecare pune ulei și unt după gust. Și dacă faceți de post, nu puneți unt. Și sare. Și în vasul unde am fiert orzicile, voi pune uleiul. Așa că am două linguri de ulei am să pun. Și dacă mai e nevoie, am să mai adaug. Voi pune și untul. Și punem să se topească pe foc. Apoi vom adăuga făina și o să amestecăm așa puțin făina cu uleiul și cu untul, ca și cum se face sosul bechamel. Am să rad și puțin usturoi și am să pun o parte să-l undesc cu sosul bechamel și o parte am să pun peste când terminăm. O să adăugăm și sare. Untul s-a topit și acum vom adăuga făina. Și vom amesteca bine făina cu uleiul, vedeți? Așa. Și vom pune puțin pe foc. Vedeți? Am amestecat așa bine când a început să clocotească. Așa, am sărat puțin usturoi peste. Așa, cam jumătate din cățelul meu de usturoi. Și amestecăm așa bine. Și am să pun și sare. Sare o punem după gust și amestecăm. Și mai pun puțin pe foc. Și aici avem zeama de la urzici și urzicile noastre care le-am pus la scurs. Dacă doriți, le puteți și pasa într-un frulator, într-un mixer. Sau le puteți stoca la cuțit, sau le puneți așa cum am să le pun eu astăzi.
Aici am făina, vedeți? Ia uitați. Așa. Și acum voi adăuga puțină zeamă de la urzici. Am să iau și am să torn direct așa puțină zeamă. Așa. Amestecăm și apoi adăugăm urzicile. Vedeți? Hai, pun, s-a întărit. Ca să obținem sosul bechamel, deci o adăugăm zeamă de la urzici până obținem o cremă ca o smântână grosuță. Da? Și acum o să mai pun puțină zeamă. Punem așa direct din bol. Așa. Amestecăm și punem pe foc. Așa. Vedeți că s-a întărit din nou. Ia uitați cum arată. Am să mai pun încă puțin. Trebuie să fie ca o smântână. Nici foarte groasă, dar nici foarte lichidă. O să punem și urzica pe care nu am stors-o. Deci ea încă mai are zeamă. Așa. Deci acum mai pun foarte puțină zeamă de ursici. Și să vedeți ce bune ies. Așa. Și amestecăm. Vedeți? Amestecăm și punem pe foc. Așa, și compoziția mea de urzici cam așa, vedeți? Acum voi pune urzicile. Le voi pune aici și voi amesteca bine, vedeți? Așa. Și amestecăm așa bine, bine, bine. Și imediat o să le facem și pastă. Așa. Și punem din nou pe foc după ce amestecăm așa bine. Așa. Ia uitați cum arată, vedeți? Așa. Și acum cu un mixer vertical vom pasa totul și vom mixa totul. Deci în loc să facem totul la început, facem acum. Și am un mixer vertical și acum o să pasăm așa totul. Și o să facem o cremă. Așa. Este de ajuns. Ia uitați cât este de fină. Și acum o să punem într-o farfurie. Și vom rade puțin usturoi pe deasupra. Urzici ca la mama acasă. Sper să vă placă această rețetă și ne vedem cu următoarea. La revedere și multă sănătate vă doresc. O zi frumoasă, pupici!